Dacă nu veți mai intra în Parlament, veți mai candida la președinție, așa cum anunțați, în Bineînțeles, 2020? Poate deci bineînțeles. vă mențineți în continuare poziția, chiar dacă, să spunem, Pro-România nu va intra în Parlament. Nu reușesc să număr acum foarte rapid câte campanii am făcut în ultimii 16 ani, dar pot să vă spun că probabil jumate le-am câștigat și jumătate le-am pierdut. Până la urmă e normal în politică. Nu poți să câștigi tot timpul, să pierzi, sau, mă rog, poți să și pierzi tot timpul până când. Important e să ai ceva de spus și oamenii să te asculte. Și nu mă pot plânge. Când spun ceva, mă ascultă oamenii și mă aud. Unii sunt de acord cu mine, alții mă înjură, dar nu mă ignoră lumea. Când ești ignorat, atunci, într-adevăr, trebuie să te lași de politică.